Ale Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernice Părinte Director, Preacucernici Părinți din preună slujitori, iubiți credincioși și dragii mei, ne aflăm în Duminica a patra din Postul Mare, iar Biserica face aducerea minte de una dintre minunile pe care le-a săvârșit Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și anume vindecarea unui copil, unui tânăr, care era stăpânit de un duh necurat, de un diavol, de un duh al muțeniei și al surzeniei. Oricum, era posedat. Însă Evanghelia, în relatarea ei, ne descoperă următoarea realitate, că acest copil era o victimă și nu atât a diavolului, ci era victima părinților lui. Era victima neamului din care se trăgea. Și ne lămurește Sfântul Evanghelist Marcu acest lucru prin faptul că aflăm despre tatăl copilului că nu avea credință. Că a ajuns la geniala formulă și rugăciune: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Aceasta a fost o consecință a suferinței lui. Că n-a reușit nici la medici, nici la ucenicii Mântuitorului Hristos să găsească tămăduire pentru Fiul Său. Iar Mântuitorul Iisus Hristos o spune mai deslușit în ce privește neamul din care se trăgea acest tânăr. O neam necredincios și zăbavnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi? Deci acest tânăr, dragii mei, era victima părinților lui, victima neamului din care se trăgea. Pentru că el se manifesta. Toată lumea credea că într-adevăr este el posedat de diavol. Însă, în realitate, nu era singurul posedat. Era și tatăl lui. Era și neamului. Și atunci noi trebuie să ne punem aceste probleme, dragii mei, și să ne dăm seama că avem o influență asupra copiilor noștri determinantă. Binecuvântarea noastră este binecuvântare pentru copii. Dar păcatele noastre, respectiv blestemul, este păcat, este blestem și pentru copil. Știți dumneavoastră acest lucru prea bine, da? Că se moștenesc și binecuvântarea, și blestemul, până la 7-lea sau al 9-lea neam. Și atunci noi trebuie să fim foarte atenți în ceea ce ne privește. Pentru că noi, iată, lăsăm o moștenire, dacă vreți, genetică, cel puțin din punct de vedere duhovnicesc sau spiritual, dar chiar și din punct de vedere trupesc. Copiii noștri ne moștenesc genele noastre și noi trebuie să fim foarte atenți la ceea ce facem, la cine suntem, la felul în care ne ducem viața, pentru că ei sunt consecința, dacă vreți, a faptelor noastre. Și nu ne dorim, cine își dorește? Cine își poate dori ca fiul sau fiica lui să fie o victimă? Nimeni nu cred că
poate să-și dorească un asemenea lucru. Și aflăm din Evanghelia de astăzi că sincopa, problema cea mai importantă pe care avea tatăl și neamul din care se trăgea tânărul era credința. Ce fel de credință? Credința în Dumnezeu. Și atunci noi trebuie să fim conștienți, dragii mei, de faptul că noi înșine trebuie să avem o credință dreaptă și lucrătoare prin iubire, precum ne învață Sfânta Scriptură, și să lăsăm moștenirea această credință copiilor noștri. Este foarte important, vedeți, dumneavoastră astăzi am avut mijlocul bisericii, sub Pantocrator, pe copilașii noștri. Păi acești copii, dragii mei, chiar dacă în timp vor uita drumul bisericii, pentru că îi ia valul lumii, are grijă Dumnezeu ca la vreme să-i dezmeticească și atunci ei își aduc aminte de calea bătătorită a părinților lor, și anume calea bisericii, sau dacă vreți, calea sfinților. Pentru că drumul bisericii este o cale bătătorită de sfinții lui Dumnezeu. Credeți dumneavoastră că atunci când veniți la biserică, veniți de unii singuri? Cel puțin îngerul păzitor este lângă dumneavoastră. Pășește alături pe calea bisericii, la care se adaugă Sfântul Patron, sau al căruia îi purtați numele. Și iată doi însoțitori minunați care vă însoțesc pe drumul sau pe calea care duce la biserică. Credința, dragii mei, spuneam și în alte împrejurări, și nu ca să mă repet, ci ca să reafirm și să vă fac mai conștienți, este un organism viu care trebuie hrănit corespunzător. Azi aflăm două elemente prin care ne putem hrăni credința. Ne spune însuși Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, post și rugăciune. Credința se alimentează prin post și rugăciune. Nu vă dau eu definiția postului și nici a rugăciunii, deși ar fi foarte multe de spus și despre post și despre rugăciune. Însă, suntem în vremea postului și a rugăciunii. Vedeți dumneavoastră, în logica Sfinților Părinți, s-a rânduit ca în Duminica a patra din postul mare să se aducă aminte de această minune făcută de Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, prin care se reafirmă faptul că noi avem nevoie pentru credința noastră, pentru viața noastră duhovnicească, de post și rugăciune. De aceea vă îndemn pe mai departe, cât vă dă Dumnezeu putere, să postiți și să vă rugați. Se apropie Săptămâna Pătimirilor, cu atât mai mult trebuie să postim și să ne rugăm, și apoi ne vom bucura cu toții de învierea Domnului. Sigur că Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă pe toți creștinii să se bucure de învierea Domnului Hristos, și cei care au postit, și cei care n-au postit. Dar cred eu că bucuria este mai mare pentru cei care au postit. Bucurie este și pentru cei care n-au putut, n-au reușit sau încă n-au conștientizat atât de bine ce importanță are postul.
Acum noi avem și această conștiință că sunt oameni în vârstă, sunt oameni bolnavi, sunt copii. Dar să știți dumneavoastră, dragii mei, că postul este un medicament. Nu este o dietă. Este efectiv un medicament și pentru trup, și pentru minte, și, bineînțeles, pentru suflet. Oricum, acest gând, dacă va rămâne astăzi, de la slujirea noastră împreună, m-aș bucura tare mult, că atunci fiecare vom fi mai conștienți, mai responsabili, mai credincioși. Să avem grijă, dragii mei, copiii noștri pot fi binecuvântarea noastră sau blestemul nostru. Copiii noștri pot să ne prelungească existența până în eternitatea lui Dumnezeu sau să ne întrerupă această existență sau să o devieze de la adevăr. Acolo unde nu dorește nimeni. Vedeți ce se întâmpla cu acest tânăr? Era aruncat și în apă, și în foc. Și nimeni nu-l putea stăpâni. Și trăia într-o permanentă primejdie. Cine își dorește pentru copilul său să trăiască mereu în primejdie sau pe marginea prăpastiei? Nimeni nu-și dorește acest lucru. Cum putem să-l salvăm pe copilul nostru de pe marginea prăpastiei? Prin credința noastră. Credința noastră face imposibilul posibil. Pentru că atunci când noi credem cu putere, începe să se activeze puterea lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru, zicem noi, este atotputernic, pe toate le ține și pe toate le face. Mulțumesc tare mult părintelui protopop Alexandru pentru chemarea sfântă de a veni astăzi în mijlocul frățiilor voastre. Nu ascund faptul că după ce ați renovat biserica, mi-am dorit să o văd cum arată și pe din afară și pe din lăuntru. Dacă îmi aduc bine aminte, am slujit acum 7 ani în urmă, aici în biserica dumneavoastră. Și atunci am găsit cu totul altceva. Și m-am bucurat astăzi, nu doar că v-am văzut biserica, și pe dumneavoastră, care sunteți sufletul bisericii, ce am slujit împreună cu părinții dumneavoastră duhovnicești și am reușit cu toții să ne rugăm lui Dumnezeu să ne întărească credința. Mulțumesc și celor alți părinți dinpreună slujitori, părintelui Mihai, părintelui Vasile, care de la distanță aproape că nu l-am cunoscut, deși îl știam de când era la Someșul Rece. Însă vedeți, dumneavoastră, anii trec și se așează peste noi o frumusețe monahală, pentru că aceasta este definiția călugărului, un bătrân frumos. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor care ați venit astăzi într-un număr atât de mare și de frumos. V-am văzut și pe cei din lăuntru și pe cei din afara bisericii atunci când am cădit, dar v-am văzut pe dinăuntru, pentru că dumneavoastră v-ați rugat, ați cântat împreună cu corul, aproape toată biserica. Acest lucru nu este puțin. De aceea îi felicit și pe cei care astăzi au răspuns la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Este important ca toată suflarea să laude pe Domnul. Și atât. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
vă îmbrățișez în dragoste pe toți.